stimați cetățeni ai Republicii Moldova. Într-adevăr, acest meeting, după cum s-a menționat, este ultimul care se petrece în raion. Dar el trebuie să fie abia primul pas făcut de noi toți pentru a demite acest guvern. După cum s-a menționat, Partidul Socialiștilor a pledat întotdeauna pentru promovarea principiilor democratice. Și aceasta a făcut atunci când, după cum a menționat domnul Pavel, s-a cerut să meargă partidul anticipate. Iar acum e rândul, iarăși, după principii democratice, să demitem acest guvern. Și Partidul Socialiștilor are această experiență și poate să o facă doar prin consolidare, prin faptul de a demonstra forță, putere. Noi putem să schimbăm situația înspre binele cetățenilor, înspre binele familiilor noastre. Și aceasta trebuie să o facem. Ferm trebuie făcut. Și să nu ne uităm absolut la multe insinuări care sunt făcute și cum încearcă să denigreze Partidul Socialiștilor și alți parteneri ai noștri. Noi întotdeauna am luptat pentru binele poporului Republicii Moldova și noi trebuie în continuare să realizăm lucrul respectiv. Pentru aceasta trebuie să spunem ferm, jos guvernul!